Pregătiri pentru târgul de turism al României. Județul Hunedoara va avea propriul stand care va promova obiectivele turistice din toate zonele, dar și produsele tradiționale, de la brânzeturi, virșli, dulcețuri și siropuri, pregătite după rețete bune din sate. Evenimentul de la Romexpo este considerat cel mai important din industrie, unde cei mai mari jucători din domeniu își prezintă cele mai bune oferte. Mii de vizitatori de la oficialități la agenții de turism, tur operatorii sau pur și simplu oameni interesați de locuri frumoase sau obiective demne de a fi descoperite vor putea vizita standul județului pregătit de Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică din subordinea Consiliului Județean. Cei de aici s-au pregătit pentru a prezenta toate obiectivele județului și pentru a oferi recomandări pentru alegerea vacanței perfecte. Este cel mai important târg din acest an, este cel mai important târg național, unde județul Hunedoara va fi prezent prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare a județului Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara. Avem un stand profesional pregătit încă din timp, avem materiale din întreg județul, toate zonele etnografice sunt bine reprezentate. Am discutat prin protocol cu agenții economici, îi reprezentăm și pe aceștia, reprezentăm toate obiectivele județului Hunedoara, o să fim la înălțime. Suntem pregătiți, avem o echipă de profesioniști care va ține prezentări, va face prezentări. Împreună cu cei de la Centrul de Cultură vom avea și momente artistice. Va fi un târg de excepție. Ediția de toamnă a târgului are loc în perioada 9-12 noiembrie la București. Standul județului va găzdui multe materiale de promovare, momente artistice, dar și o prezentare de produse tradiționale hunedorene. Cei care vor vizita standul în prima zi vor putea și degusta tot felul de bunătăți. Ne dorim foarte mult ca pe lângă materialele de promovare, care noi direcția le avem pentru fiecare obiectiv turistic în parte, să ducem și partea de produse tradiționale. Am discutat cu producătorii județului Hunedoara, vom duce vișli de sălaș, vișli de brad, cârnații de săcărâmb, produsele tradiționale și pe parte de zacuscă, dulceață, siropuri, mezeluri, pâinea la țest și multe alte produse. Târgul este locul unde se lansează noi produse și servicii, se organizează conferințe și sesiuni de dezbateri, iar operatorii din turism se pot întâlni cu clienții și factorii de decizie. Ediția de anul trecut a numărat aproape 14.000 de vizitatori.